Morenarii reproșează centralului Omar Dumitrică din Craiova că nu l-a eliminat pe Aiza în debutul reprizei secunde, la un cot în figura aplicatului Acasandrei. Aiza a văzut doar galben, tribunele au luat foc, iar jucătorul gazdelor a avut nevoie de minute bune pentru a-și reveni. Dâmbovițenii spun că prestația pe ansamblu a brigăzii de arbitri a fost promioveni. Din păcate am rămas cu un gust amar după acest meci. Nu e posibil ca la un meci cu o echipă din Mioveni să te arbitreze un locuitor al antrenorului oaspeților. Cel puțin așa cred eu, care și arbitru central din Craiova, care a lăsat, a avut cel puțin o manieră tendențioasă. Așa cred eu, asta e părerea mea. Ai influențat arbitrajul, rezultatul? Nu, cu nicio formă, dar nu cred că o echipă ca CS Mioveni, care se bate la primele locuri în divizia de avea nevoie de așa ceva. Campion al României cu Oțelul Galați, Paraschiv s-a întors acasă la Moreni de aproape 2 ani, iar primul obiectiv, readucerea publicului la stadion, a fost atins. Flacăra a jucat cu tribunele pline meciurile din Cupa României, iar în campionat a strâns în medie 1000 de oameni la fiecare joc. Oamenii merită să vadă public, merită să vadă fotbal de calitate. Din păcate, din punctul meu de vedere, nu chiar le-am oferit ceea ce și-au dorit ei să vadă, dar cu siguranță vom încerca să continuăm pe acest drum.